Înscrierea copiilor la grupa pregătitoare este aproape de final la școlile de prestigiu. Colegiul Național Roman Vodă are completat aproape toate locurile. La clasa 1 nu mai sunt locuri pentru că se merge pe continuitate. Copiii care au urmat la Colegiul Național Roman Vodă grupa pregătitoare vor merge pe continuitate. La Colegiul Național Roman Vodă, datorită faptului că anul trecut pentru clasa pregătitoare a fost o concurență destul de mare, s-au ocupat locurile deja de anul trecut, deci pentru anul școlar viitor nu mai avem locuri disponibile pentru clasa 1, dar în schimb avem pentru clasele pregătitoare. Avem două clase propuse anul acesta. Deja părinții au venit, o parte dintre ei s-au și înscris, unele dintre fișe chiar au fost validate pentru a intra în, așa cum trebuie, în baza de date a Ministerului și vom aștepta la final să vedem rezultatele. Și la școala Vasile Alexandrii, în anul școlar viitor, bobocii vor învăța în 5 clase pregătitoare în care se vor înscrie 125 de copii. Pentru anul școlar 2016-2017 avem ca și locuri aprobate prin proiectul planului de școlarizare 5 clase, 125 de elevi. La momentul ăsta am trecut de 50% înscrieri, adică suntem la aproape 60. Înscrierile decurg normal, părinții sunt foarte interesați, vin cu dosare cu tot ce trebuie la timp și complete. Alte probleme nu avem. Deci, în perspectivă, considerăm că ritmul în care se înscriu acum și în funcție de cum au fost, au mai fost contactați și colegii noștri, vom face cele 5 clase. Și la școala numărul 1 Vasile Alexandrii, la clasa 1 se va merge tot pe continuitate. Cele 5 clase pregătitoare au o bază materială adecvată. Baza materială avem suficiente spații, deci suntem, n-am putea să mai ducem mai mult de 5. Suntem exact pe spațiile care le avem de acum. Unde vor funcționa? Materială, în rest, tot ce înseamnă mobilier, faptul că am avut și anul trecut tot 5 grupe, este păstrat și nu e nicio problemă, nu avem nevoie de suplimentare. Unde vor funcționa clasele de pregătitoare? În ce local? Deci vor funcționa în localul grădiniții cu program prelungit numărul 5, care este grădinița noastră de anul ăsta, unde le avem și pe cele de anul școlar în curs. Și o grupă în localul grădiniței numărul 2, vis-a-vis de Casa Căsătorilor, la fel fiind grădinița noastră. La ambele unități de învățământ, la clasa 1 se va merge pe continuitate. Spațiile în care vor funcționa atât clasele pregătitoare cât și clasele 1 sunt foarte bine dotate din punct de vedere material. Același lucru este valabil și în ceea ce privește încadrarea.